genul programului Talk Show. Emisiune realizată cu sprijinul EcoCraft Best. Bună seara, stimați respectatori! Astăzi vorbim despre cultură, vorbim despre activitatea Teatrului de Artă Deva și am doi invitați, vi prezint, după aia ne uităm un pic ce mai zic și agențiile, ca să ieșim un pic de pe temele naționale, ca să zic așa, și să ajungem la ce ne interesează pe noi aici în județul Hunedoara. Așadar, managerul, directorul, da, Teatrului de Artă Deva, domnul Nelu Ardelean, este la noi în studio. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Și domnul Mihai Panaitescu, regizor la acest teatru. Bună seara, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am regăsit. Bun, ce nu s-a spus și probabil veți vedea în știrile de mâine, probabil, dacă n-a fost dată știrea, pentru că n-am apucat, eram pe drum, Klaus Iohannis a refuzat grațierea Monicăi Acobriții, Tiberiu Acobriții, cu o declarație la 19:09 minute pe ziare.com. Am sperat până în ultimul moment într-un gest de clemență față de soția mea. Sunt multe dosare, sunt multe, să vă spun eu, lucruri care iasă așa acum în evidență din cauza justiției. Cred că am o cască pe umăr. Da. Am o cască pe umăr. Mulțumesc frumos, Cristi Vătafu. Deci de multe ori vii și te pui în emisiune, e vorba de imagine. Bine că ai un număr pe cască. Un număr pe cască. Da. Da. Nu că putem pune și numere pe cască, nu e niciun fel de problemă. Deci, vorbim despre imagine. Imaginea justiției, din păcate, în România nu stă extraordinar. Oricât ar încerca procurorii și judecătorii să facă ceva pentru asta, din punctul meu de vedere, vorbesc acum, pentru că, și am să vă spun un lucru, am venit, nu știu, cu acest spre televiziune și am văzut foarte multe mașini parcate aiurea și vorbind, mi-am adus aminte de o discuție pe care am purtat-o cu cineva din poliția locală și a zis, domnule, amenzile sunt extrem de mici. Dacă parchează pe zona verde, dai amendă 50 de lei. Ce-și plătește pe loc? Mulți plătesc pe loc. Ia să plătească 1000 de euro ăla care parchează pe zona verde. Domnule, n-am avut unde și s-a născut cu mașină sub ilustrul DOS ca să te poarte peste tot, că n-am înțeles. Deva asta e atât de mică încât dacă eu stric de la televiziune din capătul ăsta al orașului, se aude până în micro 15, care e aproape de celălalt capăt al orașului, știți, dacă e liniște. Nu e o mare problemă să mergi câteva zeci sau sute de metri pe jos. N-ai găsit loc de parcare, te întorci frumușel acasă, îți lași mașina și în sfârșit. Deci, înțelegeți? Aici e marea problemă, o problemă de imagine. Nu avem legi. Asta e o problemă și a Parlamentului. Bun, întorcându-ne, și o problemă de cultură până la urmă, întorcându-ne la problemele de cultură din județul Hunedoara, că tot am scăpat de casca aia care stătea a doua cască, dacă una este în ureche. Hai să vedem, mai aveți sala deschisă, domnul Ardelean, că rămăseseți așa, ultima floricică pe câmpul ăsta al sălilor de spectacol din zona asta, că am înțeles că în Valea Jiului mai sunt deschise, mai este deschise sala teatrului, dar sala mare a Casei de Cultură, deci, a fost închisă, vă rog. Nu s-a pus niciodată la îndoială închiderea sălii Teatrului de Artă din Deva, în discuție, aflată în subordinea Consiliului Județean. Deci sala Teatrului de Artă din Deva funcționează, are aviz ISU, îndeplinim toate condițiile. Dar controlul a fost, arăți că e important să știm. Bănuiesc că știți ceva. Chiar astăzi am avut unul care s-a derulat pe o perioadă de aproape 8 ore din ziua. Sunt controle de rutină, salariații ISU își fac treaba pentru că trebuie să-și o facă, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat în București. Și chiar pare nespus de rău pentru victime și le transmit și eu condoleanțe familiilor și să nu se mai întâmple așa ceva, ei trebuie să-și facă treaba și nu ne-au deranjat, cum vă spuneam,
Consiliul Județean și a răspuns pozitiv solicitărilor noastre. În urmă cu o lună de zile a fost montat un nou grup electrogen care deservește unitatea în caz de incendiu. Grupul electrogen alimentează 3 pompe care intră automat în funcțiune în momentul decuplării energiei electrice pentru a putea interveni rapid și eficient. A costat 50.000 de euro, achiziția a fost făcută de către Consiliul Județean și ne bucurăm că îndeplinim toate condițiile, iar în municipiul Deva suntem sala singură deschisă după suspendarea activității de la Casa de Cultură. Este în regulă, este ok, controlul de astăzi a lăsat câteva măsuri de îndreptare și de îmbunătățire a activității. Noi ne vom conforma și cei care ne trec pragul casei, pragul Teatrului de Artă din Deva, pragul sălii teatrului, sunt în deplină siguranță și mă bucur că am contribuit și eu, dar mă bucur că Consiliul Județean Hunedoara a răspuns pozitiv solicitărilor noastre privind dotările necesare. Acum, ce se joacă la teatru? Acum, domnul Parentescu? Anul ăsta avem, luna aceasta avem mai mult concerte, fiind sărbătorile de iarnă, mai mult spectacole muzicale și de toate genurile, începând de la celebrul Hrușcă cu colindele sale venind din America, la Tudor Gheorghe, la cred că e al 7-lea concert care îl are în teatrul nostru, unde se simte foarte bine și deja are un public special, un public care de fiecare dată ne asaltează pentru bilete la Tudor Gheorghe, concerte folclorice, domnul despre ce vorbeam, Iancu Sălejan, nu mă pricep foarte bine, Iancu Sălejan, nu mă pricep foarte bine la folclor, așa, și concertul de anul nou, care este ca un corolar, vine la sfârșit și cu el ne vom încheia și activitatea de spectacole pe anul oricum acesta. Oricum o să aveți și sâmbătă și duminică spectacole, că avem hramul Catedralei Episcopale și da, o să avem Filarmonia, Filarmonica din Cluj este prezentă duminică, este în partea a doua a evenimentului Episcopiei. Da, asta mă refer la activitatea de spectacole. Noi de mâine începem repetițiile. În altă sală repetăm la Natasha Baichehov, o comedie cu muzică live, ceva special, care, dacă totul va decurge conform planului, în 16 ianuarie va avea premiera pe scena Teatrului de Artă din Deva. Deci, pășiți în noul an cu... Da, trebuie să începem nou an cu o premieră, așa este frumos, așa este elegant, cât de cât, cum spunea un la altă televiziune cineva. Deci suntem foarte aglomerați, ținând cont de faptul că spectacolele în care au fost încheiate contracte cu Casa de Cultură le-am preluat noi. Practic avem aproape în fiecare zi evenimente culturale. Duminică am avut o deschidere a unei expoziții de pictură al profesorului Adrian Samson. Este o expoziție excelentă, vine după o participare la New York, este un pictor cunoscut la noi și nu numai. E bine pentru că sala și foierul teatrului permite acest lucru și cu ocazia respectivă am făcut invitația și celorlalți artiști să vină să facă expoziții la noi. Vrem să permanentizăm. Da, o să îmbunătățim puțin foierul în sensul unor lumini adecvate. Da. Și o să facem în așa fel încât totul să se desfășoare impecabil. E important că puneți în valoare și spațiul expozițional, dacă pot să-l numesc. Trebuie, așa, pentru că lumea așteaptă intrarea la spectacol și pot privi picturi, pot face cunoștință cu arta sufletului, să spun așa, și este ok. Bun, domnul Ardea, ultima dată când am fost la o conferință de presă în care președintele Consiliului Județean, domnul Adrian David, făcea o analiză a lunilor de când a fost numit în acest post, de când a fost ales de către consilierii județeni ca președinte al Consiliului Județean, am înțeles că ați avut un audit în declarațiile dânsului Nu a fost un audit, au fost două controale desfășurate, așa, în perioada vară-toamnă,
unul a corpului de control a domniei sale, domnul președinte Adrian David, control care s-a finalizat ne lăsând nici măcar o urmă de îndoială în reclamațiile făcute de diversi binevoitori. Așa, există procesul verbal de control și s-a făcut public la momentul respectiv, iar al doilea a fost auditul Consiliului Județean, care s-a desfășurat pe o perioadă de aproape lună de zile. La fel, au fost lăsate doar măsuri de îndreptare, deci nu a fost niciun fel de evaziune fiscală, nu a fost niciun fel de evaziune sub nicio formă, toate cele controlate, să spun așa, au fost în regulă, iar măsurile dispuse de audit la ora actuală sunt duse la îndeplinire, iar din punct de vedere tehnic și operativ, Teatrul de Artă de Gneva funcționează la parametri normali și fără niciun fel de problemă. Bun, funcționează, hai să vedem cum a fost anul 2015 pentru în cifre care să ne spună câte premiere, cam câte spectacole. Aș punta eu, vă rog. La inventarul, mai sunt câteva zile din anul ăsta, pot să vă spun că avem peste 100 de evenimente culturale desfășurate la Teatrul de Artă Deva. Să nu uităm că undeva în vară, cam o lună și jumătate, este un pic de pauză în perioada concediilor, dar chiar în pauză fiind, Teatrul de Artă din Deva a participat la alte evenimente internaționale, a fost invitat peste hotare, o să vorbească colegul meu despre evenimentele din Maroc, unde am participat și am fost foarte, foarte bine apreciați. Chiar am reprezentat România la nivel de spectacol exemplu pe tema psiho din teatru și alături de ambasadoarea României de festivalul a fost patronat de regele Marocului. A fost foarte bine. O deschidere a teatrului către lume, mai ales că participarea a fost de pe toate continentele, atât din America de Sud, Africa, Europa. Deci a păstrat festivalul din Casablanca, pentru că la Casablanca se desfășoară. Era o secțiune studențească. Acu ceva, stimați spectatori, am fost și am jucat și eu acolo pe scenă în Casablanca. Noi am jucat Regele Moare cu o trupă sibiană de studenți, așa că știu festivalul de la Casablanca. Sibiu a participat foarte mulți ani la Casablanca la acest festival. În ultimul timp până am văzut că nu mai participă, pentru că are propriul festival. Era și atunci, și pe vremea mea, începutul Festivalului Internațional de la Sibiu, dar cred că la prima invitație în Maroc, că am făcut parte din acea echipă, un festival prestigios, stimați telespectatori, care aveau, nu știu, din vreo 160 ceva de țări, acum nu știu câte țări au fost, dar în orice caz am putut vedea și teatru filipinez, japonez, în afară de Europa. Cred că așa a fost și anul. O întâlnire între artiști totdeauna benefică. Nu este singura participare, am participat și în Europa. Am fost la Viena cu 3 săptămâni, Teatrul de Artă din Deva, cu un spectacol în limba română pentru românii din Viena, care sunt foarte mulți, sunt nu știu câte zeci de mii, din câte am aflat eu, poate și mai mulți. La mod oficial sunt câteva zeci de mii, la neoficial sunt mai mulți. E mult mai mult. Așa, da. Mulți. Da? Și deci avem o invitație permanentă. Deci putem juca acolo. Eu am fost de curând și am discutat despre un parteneriat cu Teatrul Pygmalion din Viena. Lucrurile vor evolua spre bine. Bun. Practic, hai să vedem cu ce v-ați dus în Maroc și cu ce v-ați dus la Viena. Ca piese de teatru, ca reprezentație? În Maroc am fost cu o piesă a lui Constantin Cubleșan, se numește Camera de Hotel, o psihodramă, pentru că tema festivalului Obligo a fost psihodesignul în teatru. Este pentru prima dată când am lucrat alături de regizor cu un psihodesigner, e vorba despre doamna Olivia Costea, care este și consulul României în Suedia, care este de meserie și ne-a ajutat foarte mult. Este un concept pe care destul de nou în România, dar în străinătate, mai ales în Europa, alături de regizor este și un psihodesigner, care ajută foarte mult în construcția personajelor, în a da actorului acea stare de bine și de confort intelectual de a putea face rolul cât mai bine. Festivalul de la Casablanca e unul dintre punctele, să zic așa, importante și mai ales în contextul politico
strategic, să zic așa, acum, al zilelor noastre într-o țară islamică, pentru că Marocul e... Dar totuși așa? Democratică. Dar totuși democratică. Oricum, cred că uimirea a fost destul de mare, pentru că totuși e o ciocnire între culturi și acolo. Este și nu este, pentru că așa am crezut și eu inițial. În momentul când am luat legătura cu ceilalți actori, celelalte actrițe, chiar dacă purtau acea burcă, să știți că pe Facebook sunt la fel ca și noi. Aceleași dorințe, aceleași nevoi, aceleași se mesaje. Acum, când da. Am fost, el era un pic mai liberală societatea nu, nu marocană. Nu, este peste față, nu este numai batic, deci fața este liberă. Am înțeles. Deci cum o chestie așa știu, numai de acoperit părul care să ține atât de cochet că până la urmă are frumusețea ei acea... Un accesoriu vestimentar. Vestimentar, da. În rest poartă blugi ca și, ca și toate, noi. Ca și noi, de fapt. Noi să trecem la ale noastre. Să trecem la ale noastre. Păi trecem, suntem la ale noastre. La ale noastre ce se desfășoară la noi, cam, la noi în sala, în sala, în sala. Nicio grijă, de liniștit. De deci bun, câte premiere a zis? 7, 6? 5 premiere au fost în cursul anului 2015. Lumea, nu știu cum ne percepe, noi suntem un teatru de proiect, suntem un teatru care are un personal foarte restrâns. Personalul teatrului este de 11 persoane și vreau să vă spun că facem față cu brio și am făcut, iar ca să faci așa ceva cu 11 persoane și cu un buget destul de restrâns, este o performanță pentru noi și chiar ne bucurăm că am venit pe... mâna publicului, să spun așa, la ceea ce se cere, pentru că facem anumite sondaje, avem o pagină de Facebook care numără peste 5.000 de membri, 5.000 și avem de o relație prieten, bună, așa? O relație bună și ni se sugerează fel de fel de chestii care regizorul Mihai Panaitescu, și vreau să fac o paranteză, el are atribuții de director artistic și o face bine. În condițiile astea ne-am descurcat și cred că am reușit să aducem spectacole excelente la Sala Teatrului de Artă din Deva și punctând luna decembrie, în care iarăși o să avem aproximativ 15 acțiuni culturale, deci una la două zile, abia dacă putem face față eliberării, curățeniei, pentru că este o sală modernă, este o sală frumoasă și trebuie să se prezinte în condiții excelente. Iar, în momentul în care trebuie să se schimbe, să zic așa, reprezentația, trebuie să se schimbe decoruri, adică nu e chiar atât da, de simplu este, și cu 11 oameni, este, asta însemnând tot personalul. 11 personal. Oameni cu conducere. Asta cu însemnând conducere tot personalul, asta cu conducere, am spus. Cu director, da. Secretară... N-avem secretară. Da, n-avem secretare, n-avem secretare. Șoferi, n-avem, da, așa este, dar păi o să... Și cine conduce mașinile? Eu. Noi. Am înțeles. N-avem prea multe avem mașini. Avem autorizație pentru așa ceva. Ne-ar prinde bine o mașină pentru deplasare. Bun, aveam o discuție înainte de emisiune, stimațele spectatori. Când ziceam și noi de mașină, că ne-ar prinde bine, schimb subiectul. Da. Deci, domnul Panaitescu dorește mașină. Nu mașină, un microbus, un microbus pentru transportul actorilor. Merge la... Păi și... spectacol. Asta e foarte simplu. O să facem solicitarea Consiliului Județean. Noi nu putem să facem achiziții. Pierdureți timpul. Deci, să vă spun un lucru. Înaintea noastră, și ne-am întâlnit, ne-am intersectat, da? A fost doamna vicepreședinte Vetuța Stănescu. Deci despre ce vorbim, că nu... Cererea pe masă și la revedere. Nu e chiar așa de simplu. Vedeți criza economică prin care trecem. Noi am înțeles. Unde? România? Criză? Nu, că-mi dați o știre acum, știți? Unde trăiți? Păi nu că vă duc în parcare la mall să vedeți acolo criză. Nu știu. Eu vă spun ce este la noi și ce este și la Consiliul Județean. Ne chinuim un pic, dar ne chinuim și scoatem și lucruri bune și pe ceea ce pe placul spectatorilor și celor care vin la noi. Bun, ziceați... Ok, am înțeles. Vă doriți un microbus pentru instituție. L-am notat, da, poate da. L-au notat și cei de la Consiliul Județean, dar hai că noi aveam o discuție, da. A fost o discuție foarte interesantă înainte de emisiune, stimați spectatori, pentru că cineva, nu spunem cine, că n-are rost, Bechia. A zis,
Becher, persoană importantă. Persoană importantă, dar oricum da. După pauză o să lămurim povestea asta, dar eu anunț. Spunea despre teatrul din Deva că este un teatru gazdă, ceea ce nu e într-un tot real. O să facem diferența între teatru de proiect și teatru gazdă, dar ca să fie, să fim noi cu încasările în grafic, stimați telespectatori, știți că și la teatru te duci, cumperi bilet, încasează oamenii banii, știți? Trebuie să luăm publicitatea și după publicitate aștept și telefoanele dumneavoastră, așa că pauză. Da, am revenit, stimați telespectatori, astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, ne alăturăm și noi și mi-a făcut plăcere să citesc textul pe care l-ați văzut, ați văzut promul, ca să zic așa, care să ne reamintească tuturor să fim mai buni, să fim mai apropiați, să fim mai înțelegători față de cei care nu au fost atât de norocoși. Ne întoarcem la tema noastră. Pe lângă deci domnul Nelu Ardelean, lăsați-mi operatorul în pace, că o să fie foarte bine. Niciun fel de, nu-i niciun fel de problemă. De Revelion, deja? Deci, domnul Ardelean face planul pentru Revelion. Dar să știți că microfonul prinde absolut orice. Pe lângă festivalurile din străinătate, da, și ne întoarcem la tema teatrului de proiect, dar vreau să încheiem cu festivalurile. Ați avut prezențe și în, da, în România. Hai să vorbim. Am avut despre asta. Prezența cea mai importantă la Festivalul Internațional de Teatru Scurt de la Oradea. E deja un festival prestigios în care am participat cu piesa Taina Mănăstirii, o psihodramă în regia lui Marius Olteanu, un colaborator foarte apropiat nou, profesor universitar, doctor la Academia de Arte Târgu Mureș. Am mai participat la festivalul internațional tot al Teatrului de Studio de la Alexandru Davila din Pitești, unde actrița noastră Adriana Sâncărean din Orăștie, acum e mutată în Timișoara, dar o să intre iar în proiectele noastre, a luat premiu pentru cea mai bună interpretare feminină, iar spectacolul a fost nominalizat la cel mai bun spectacol din festival. La festivalul La Strada, organizat de Teatrul de Vest din Reșița, unde am primit niște critici foarte bune în presa de specialitate. Festivalul de la Casablanca, unde chiar am este avut deja internațional, deja internațional și celelalte au fost internaționale, unde ne-am bucurat de un real... A fost pe teritoriul României, da, astea nu le-am abordat, zic da. Eu, pe teritoriul României. Și am mai avut invitații pe care n-am putut să le onorăm din lipsă de timp și spațiu, și festivalul de la Bistrița, pe care mai era un festival de comedie de la Galați, care tot așa n-am avut posibilitatea să mergem. Deci de aia ne trebuie microbus. Ei, nu numai. Mihai a lansat o idee genială și pot să vă spun că suntem în tratative cu multe primării din județul Hunedoara, care și-au exprimat dorința să fie jucate după posibilități anumite piese de teatru, inclusiv pentru copii și în special întrucât nu au posibilitatea de a viziona anumite spectacole la noi la Deva. Și spun asta că avem nevoie de mijloc de transport pentru a face acest lucru. Primarii sunt foarte încântați, tratativele se duc, avem promisiuni ferme că își vor prinde din puținii bani care le sunt alocați și sumele necesare desfășurării evenimentelor culturale pe raza orașelor și comunelor unde intenționăm să facem deplasările și sunt în număr de 10, aproape 15 primării care și-au exprimat dorința de colaborare cu Teatrul de Artă din Deva. Noi am început o chestie interesantă, am tot făcut invitații primarilor și am periat, să spun așa, ducându-i la spectacole, așa, să vadă ceea ce se întâmplă pe scena din Deva. Au fost încântați și îmbrățișează ideea venită, trebuie să recunosc, din partea lui Mihai. Este o idee genială, numai că microbusul. Am înțeles. Da, păi noi deservim de fapt ca teatru... Deci deja o să devină leitmotiv, stimați. Nu, da, trebuie. Nu se poate face gestionat de Consiliul Județean Automat, misiunea noastră e de a duce cultura și teatru ca instrument de creație și educație. În primul rând și în primul rând în județ. Noi am încercat, numai că ne-am lovit de foarte multe ori de anumite probleme pe care n-aș vrea să le spun în emisiunea asta.
Că de ce? De exemplu, anumiți primari ne-au cerut chirie de sală. Deci, bun, ok, vă plătim. Tot noi vă plătim. Vă plătim, da. Niciun fel de problemă, da. Dar dați-ne, da. Dumneavoastră veniți la Consiliul Județean și după aceea o să dați înapoi. Da, nu, este bine, deci, da. Colaborarea este bună și a fost bună și sunt convins că și pe viitor colaborarea va fi excelentă, pentru că aproape toate doleanțele noastre au fost îndeplinite și interesul este major. Diferența dintre teatru, așa, vă rog. Nu, vreau să fac un apel pe această cale a televiziunii de către primare din județul Hunedoara să vină alături de noi. Oferta este foarte bogată. Avem pentru 2016 18 spectacole, 7 de copii și 11 de adulți, pe toată gama de, pe toată paleta repertorială, inclusiv concerte muzicale. Foarte interesant. Bun. Hai să facem diferența aia, pentru că spunea domnul director că sunteți un teatru de proiect, da. Și nu un teatru gazdă. Da, a fost o eroare în presă, s-a scris sau s-a fost vorbit. O eroare în presă, domnul Parentescu, despre ce vorbim? Deci a fost o declarație a cuiva, v-am spus că nu vreau să spun a cui, dar dacă mă forțați eu o să zic. Bine, deci, a fost nu, o înțelegere greșită. Jurnaliștii nu greșesc. Deci, nu, da, jurnaliștii nu greșesc niciodată, nu-i bine să te pui cu jurnaliștii, știu. Dar, vă mulțumesc frumos. Dar este bine să punctăm foarte clar, pentru că termenii se pot fi confundați. Teatru gazdă este o simplă sală care este pusă la dispoziția unui trup de teatru care vine și instalează lumini, sunet, tot, nu-i de decât să arată unde e priza. Ăla e teatru gazdă. Un teatru de proiect, cum suntem noi, care este, funcționează pe legea 21, așa, o lege specială. O lege specială, așa. Care este un teatru absolut normal, numai că diferența este că personalul, colectivul artistic se angajează pe bază de proiect. Pe stagiunea asta cât am? 9 premiere, am nevoie de 100 de oameni, să zicem, tehnic, scenograf, coregraf, muzician, 20 actori de oriunde. Poți și pe acest proiect de stagiune îmi iau colectivul pe baza legii 8 a drepturilor de autor. Eu mă angajez pe o perioadă mai scurtă, pe perioada proiectelor. Nu este un angajat permanent, cum este Petroșanu, de exemplu, unde este teatru de repertoriu. El poate fi actor pe viață. Eu, după ce mi-am terminat proiectele pe 2 ani, de exemplu, să face contract unde se epuizează un spectacol, pot să-i mențin actorii respectivi sau personalul respectiv sau să iau altul. Apar alte proiecte sau alte viziuni, alte filozofie teatrală. Pe undeva este bine pentru actor, pentru că ei pot migra și să pot se duce, pot lucra în mai multe teatre și dar filmuri. Dar e și rău, pentru că dar e și rău că n-ai o stabilitate. Din punctul meu de vedere, e bine să-l ții lângă tine, să joace, să aibă spectacole tot a doua zi, tot a doua zi, să fie aici, să lucre, să joace, să oamenii să fie obișnuiți să vină la teatru într-o frecvență absolut normală pentru o capitală de județ. Bun, cheltuielile, acum vorbesc cu managerul, că în momentul în care nu ai pe cineva stabil, să zic așa, și cheltuielile pot fi mai mari, pentru că pe un proiect, de exemplu, eu pot să vin ca actor care sunt liber de contract și vin să fac un contract pe 2 ani și eu fac așa calculul, zic, domnule, da. Trebuie să câștig cât în 4. Deci noi știm din start, știm ce banii s-au alocat pe producție, noi încercăm să-i justificăm și am reușit să îi justificăm în așa fel încât să ducem actori la niște costuri și prețuri în care să ne încadrăm în bugetul respectiv. Că poți să duci orice fel de regizor de la Hollywood și îl aduci pe bani dacă și are, cer un milion de euro. Dacă, și nu te poți desfășura. Ei, în condițiile date, trebuie să ne pliem după bugetul care îl avem, așa cum este, și atunci intervine negocierile. Negocierile cu regizor, negocierile cu scenografi, cu actori și avem posibilitatea să luăm orice fel de actor din țară, din străinătate, în baza legii, legal, cu contract de colaborare și totul este super ok. Bun, deci dacă bugetul ar fi mai mare aici, s-o lămurim putem foarte... ridica ștacheta. Aici s-o lămurim foarte clar. Dacă bugetul ar fi mai mare, putem angaja din București câți actori dorim, că sunt disponibili, care sunt disponibili să joace în diverse proiecte. Și... Dar în momentul liberi. Când faci un casting, poți să aduci mai mulți actori, poți să aduci actori tineri și buni, la prețuri bune, deci există variante de chestiunea respectivă. Mihai s-a ocupat și s-a ocupat bine. M-a interesat foarte tare care sunt, pentru că actorii ăștia vin de undeva, ei au odată contracte de muncă probabil cu niște teatre.
Nu prea au. Deci nu prea în au. Tip, hai să, hai toată să lumea știe că de ani așa. De zile de la Boc încoace și Ponta că posturile sunt blocate în instituțiile bugetare. Deci nu se fac angajări. Deci nu sunt posturi vacante care pot fi scoase la concurs. Este foarte complicat. Iar absolvenții instituțiilor sau universităților de artă apar în fiecare an în număr foarte mare. Ei la un moment dat sunt foarte mulți care trebuie să lucreze undeva. În București, într-adevăr, le oferă filmul, publicitate, telenovele, o grămadă, dar orașele, chiar dacă sunt capitale de județ mici cum este Deva, e foarte greu să găsești. Noi putem lua un număr de maxim, hai să zicem 10, 20 pe o stagiune. Mai mult nu putem să ne întindem pentru că trebuie să ne încadrăm într-un anumit tip de spectacol. Nu pot să fac un spectacol cu 100 de oameni. Adică pot să fac, dar depășește, fac tot bugetul, fac un singur spectacol și s-a terminat. Și cu cei deplasez, ajungem iară la... Da. Trebuie autocar și camion. Și cazare. Și nu cazare. Deci nu se pot face producții gen Silviu Purcărete? Absolut. Nu, avea acel personaj se colectiv pot? În piesele lui. Da, dar l-a costat 1.000.000 de euro. Se pot. Dacă vorbim despre ce vorbim. Se pot, dar cu bani mulți și nu putem discuta despre asemenea sumă. Nu discutăm de mega producții. Deci a făcut Silviu Purcărete și știi foarte bine, a făcut într-o hală industrială dezafectată care a transformat-o într-un teatru. Într-o sală de teatru specială. Că se desface scena, de fapt scaunele se desfac, intri în lumea lui Faust. Mă gândesc că la asta te referi. Și da? La Faust, bun, eu am văzut, nu mai știu, cred că Danaidele jucate la Sibiu într-o sală de sport imensă, amenajată, corespunzător, iarăși buget considerabil, nu se poate pune probleme. Sunt sume amețitoare care se negociază. Asta trebuie explicat, pentru că foarte multă lume așteaptă și vine și spune felul următor: domnule, ce fac? Oamenii ăștia, stai un pic, de atâția bani, atâția pepeni. De câți bani ai, atâția pepeni cumperi. Deci nu poți să te arunci la producții faraonice pentru că nu e bugetul de așa natură. Nu? Nu numai bugetul, că nu ai... Știi cum e, nu poți să faci la Deva ce poți face la Hollywood. A, bun. Acum... măsura, nu ai nici publicul respectiv. Nici public, nici sală, nici loc unde să te desfășori, nici noi încercăm recuzită, să nici creștem tot ce vrei. Publicul, luăm generațiile de copii de la grădiniță, avem spectacole pentru grădiniță și până în clasa 4, spectacole pentru copii mai mărișori până la adolescenți. Încercăm să educăm publicul, să creștem eșaloanele de public care vor ajunge maturi ca să vină în sala de spectacol. De asta avem mai multe direcții de dezvoltare a teatrului, ca să spunem despre filozofia teatrală, în anul 2016, până în 2020, de fapt, e stabilită și depusă la Consiliul Județean, ca efectiv să mărim numărul de spectatori și să îi atragem către această artă sincretică care este teatru, care cumulează toate artele și din punctul meu de vedere este cea mai frumoasă și cea mai importantă. Deci un alt segment aflat în vederile noastre, așa, discutam cu Mihai, deci vor fi spectacolele de stradă. Le vom pune în scenă, spectacole de stradă, pentru că au ținută și dacă ați observat la Sibiu, la festival, se joacă pe scenele din timpul festivalului. Avem Cetatea Devei, care vrem și noi să o introducem în circuit cu spectacole, gen Hunedoara Castel. O să putem face lucrul ăsta, dar va trebui să avem sprijinul primăriei Deva, sprijinul Consiliului Județean, idei sunt. Sper ca să fie realizabile toate proiectele noastre. Noi avem un proiect care nu voiam să-l spunem acum, este păi vorba de... Nu suntem încă siguri, dar acceptăm aprobarea. Nu contează, e este un draft. Este vorba despre un festival internațional, se numește Deva Indoor Outdoor, de artele spectacolului, ca să nu fie strict pe teatru. Aici intră și muzică și alte genuri de artele spectacolului, care se va desfășura în mai multe săli, dar principal sala teatrului, precum și afară. Afară pentru că în zona estivală de obicei teatrele se închid și oamenii nu prea mai vin la spectacole, dar ajungând în stradă e foarte ușor, fiind clima care o avem în România, vara foarte greu îi aducem în sala de spectacol, dar așa, aducând teatru în stradă, suntem convinși că va avea vizibilitate și mai mare și pot veni mai mulți oameni. O sală limitează la un număr de locuri. Oricum, e o provocare asta pentru că într-o sală de spectacol ai, să zic așa, mai multe posibilități să te faci auzit, mai multe posibilități și mai ușor pentru actori. Și mai ușor pentru actori. Dincolo mai trebuie și niște amplificatoare, să zic nu așa. Nu mai, dar trebuie să-i atragi atenția că lasă supra
seară mănâncă sau pleacă din sala de spectacol, nu poți pleca, că Aia, așa, mai greu, mai greu, dar de pe stradă nu poți. Dacă nu reziști... Îi rețin numai prin calitatea actului artistic. Dacă actul artistic este de calitate, el stă și să uită. Bine, dar pe stradă zice, aoleu, la 5 trebuie să ajung la coafor. Eu știu că noi am făcut complicat. La Sibiu, anii trecuți, în fiecare an mergeam vara la Sibiu, Teatru din Deva, am fost invitați cu spectacole stradale. De Băpuș, excelent. Și în afară de Figaro, care a fost preluat de CDF și de România Cultural, spectacolul nostru, este spectacolul nostru Bărbierul din Sevilla, da? Cu Păpuș Gigant, am avut Sicilianul de Molière, care l-am făcut chiar eu. Așa? Așa, care s-a jucat zi de zi și tot timpul am avut spectatori o săptămână în Piața Mare în Sibiu. Sibiu. Și de fiecare dată a fost foarte bine primit. Mă rog, acolo e alt public, e altă efuziune culturală. Bun, e clar că în momentul în care ai deja un public gata crescut, nu mai faci eforturi să-l aduci cu afișe, cu hai să vedem. Păi aici este secretul. Se bate lumea pe bilet. Să știți că lumea a început să vină la spectacole. Ca o paranteză, de exemplu, la Tudor Gheorghe nu mai sunt bilete. Altă paranteză, Ștefan Hrușcă, nu mai sunt bilete. Deci sunt epuizate. Îmi pare rău, sala... este arhiplină. Dar le vine și așa epuizate. Am fost asaltați astăzi de telefoane. Deci așa, cum stați și... cu, vă rog, cum stați cu profitul? Nu putem spune că din cultură poți să faci profit. Aici pentru că costurile cultură, sunt, da? Sunt imense. Niciunde în lume, peste tot cultura este subvenționată. Deci nu merge. Uitați-vă la teatrele private, nu poți să supraviețuiască fără subvenții, fără sponsori, fără... Deci este foarte greu. Costurile unei săli sunt imense. Sunt fără sprijin. Bun, de asta există comunitate și de asta există buget ca să susțină un pic și actul de cultură. Ce sperați de la bugetul ăsta? Că acum am văzut astăzi așa printre știri, ca să zic așa, că deja există un proiect de buget, probabil că trebuie să vină așa valul seismic până ajunge și la Consiliul Județean, nu? Se votează odată în Parlamentul României și după aceea fiecare minister vine cu doleanțele. Din punctul meu de vedere, cred că dacă rămâne același buget, este în regulă, o să încercăm să ne adaptăm, o să restrângem cheltuielile, o să facem în așa fel încât să nu se transmită asupra actului de cultură. Deci ne vom descurca, dar condiția este să fie mai mare decât este acum sau să rămână cel puțin așa, pentru că mai mic nu ne putem încadra. Ne încadrăm, dar știți, deja nu mai e ce trebuie. Nu mai. Sunt cheltuieli mari, sunt pretenții mari și ale publicului și cel care vine și dă un leu acolo la intrare, are pretenții și pe bună dreptate trebuie să-l satisfacem. Bun, acum la Hrușcă și la Tudor Gheorghe mă gândesc că biletele sunt undeva la valoare peste... 70 de lei. 70 bilete, de lei? Da, 70 de lei și la Hrușcă și la Tudor Gheorghe. Da, sunt de 3-4 ori mai mari decât biletele care le percepem noi către... Noi, 20 bun, la teatru, la un spectacol? 20 de lei. 10 lei cu reducere pentru studenți, pensionari, militari și alte categorii. Este un preț bun, să spun așa. Ținând cont de prețurile care se practică în alte părți, la alte centre, reședință de județ și e bine, e bine. Nu este... Studenții, elevii... Nu, este onorific. Hai să fim serioși, că nu e o sumă care să pună pe cineva dificultate. Simbolic. Simbolică. Da, și referitor la proiectele din 2016, discutam cu Mihai, la fel ne-am propus să avem 5 premiere. O să le detaileze Mihai la ceea ce vreau să spun. Planul meu e un pic mai dacă reușim să ne ducem mai mult de 5 premiere, o să trag tare de buget. Suportul financiar. Eu am să încerc să trag tare să fac 5 premiere până la jumătatea stagiunii, până luna iulie. Și dacă avem, suntem susținuți bugetari, să putem face măcar două în a doua parte, septembrie, octombrie, noiembrie. De fapt, octombrie-noiembrie, că atunci este perioada. Bun, atunci se întorc elevii din vacanță, da. Lumea vine din concedii, e un aflux da, irrelevant. Mai mare de public. Nu, că așa am crezut și eu, irrelevant. De ce?
dacă spectacole de calitate îți vin și în august. Păi bun, dacă spectacol, dar dacă el e în august, la mare, la soare... Dar nu sunt toată, nu toată lumea e la mare, o parte sunt la mare, are 60.000 de locuitori de vasal, are 400 de locuri, acum n-or fi 60.000 la mare, nu? Mai sunt care rămân și aici. Bun, e clar, bun, nu zice nimeni, însă... Vara e mai greu. E mai greu. Vara e mai greu pentru că se duc la strand, se duc la... au grădini foarte mulți, chiar dacă trăim într-un oraș, au locuri la țară, oamenii se retrag la țară, la răcoare. Da, condițiile, la noi în sală, 60.000, dacă... condițiile la noi în sală sunt excelente. Este aer condiționat, este răcoare, da. Este plăcut. Așa că chiar și vara putem să... E un teatru modern. Desfășurăm în condiții super. Bun. Ridicăm un pic colțul să vedem despre ce vorbim în... Absolut. Hai, cele 5 premiere, hai 7, dar nu 5. Da, păi vorbim de primele 5. Prima care chiar mâine vor începe repetițiile și se va continua luna ianuarie. Așa. Se va numi Natasha by Chekhov. Este un spectacol făcut de un artist foarte bun, provenit chiar de la Cernăuți, din lumea care a trăit alături de slavi, să nu le spunem neapărat ruși, că acolo sunt și ucrainieni, și ruși, și ruteni, și care înțelege foarte bine pe Chekhov. Așa? Și am preferat să lucrez cu el pentru că este din simte altfel. Actualmente lucrează la teatrul din Arad. Sunt doi actori din teatru din Arad și al treilea sunt eu. M-a vrut să lucreze cu mine pentru că așa i s-a părut că am date de Ciubukov, așa se numește personajul. Da. Da. E un spectacol inedit pentru că noi vom veni cu ceva special. Vom veni în genul lui Nikita Mihalkov, dacă spectatorii dumneavoastră mai țin minte Fata fără zestre, care umbla cu lăutarii după el. Lăutarii țigani, așa, și noi vom veni cu muzică live în acest spectacol, fără bandă, fără nimic, avem niște artiști minunați din Hunedoara și vreau să-i promovez pe această cale, este vorba de Mariana Risipitu și Marcel, partenerul ei, care sunt deosebit de talentați și sunt convinși că vor face deliciu publicului prin învață deja rusește, au primit partiturile și cuvintele în limba rusă să învețe să cânte rusește și eu voi fi cel care voi merge împețit de data asta cu lăutarii după mine. Spectacol care deja este antamat la festival. Oricum. Deja vreau să primească și avem și sprijinul unui grup. Mai am vreo 5 minute de emisiune. Da. Nu vreau să zăbovim foarte mult. Ok, mergem mai departe. Da. Următorul spectacol este o comedie. Se numește... Nu, să încep cu ce mai important atunci. O să încep cu Lulu de Frank Wedekind, care a fost montat și de Silviu Purcărete la Sibiu în urmă cu 10 ani de zile, în regia lui Tino Gheirun, un regizor foarte important care este... Se joacă și acum. Da, care are o distinție dată de către de oficialitățile din Viena. Un spectacol care va fi montat la Teatru din Deva și din discuțiile care le-am avut cu el va penetra spațiul german, vom încerca să ne deschidem către zona germană, mă refer de Austria, deci una caldă, una rece, unul cu ruși, unul cu nemți. Da, bun. Da, păi da, așa? Mergem pe chestii de univers. Da. Să nu înceapă al treilea război mondial, vă rog. Să știi că cele mai bune relații cu Rusia le are Germania și le-a avut dintotdeauna. Asta e clar de știut, tot ceea ce se vede acum pe scenă geopolitică. Păi de-aia, cu nemții și cu rușii, ca să nu fie supărare. Așa, da. Urmează o piesă a lui Mario Vargas Llosa, celebrul autor care a luat premiul Nobel pentru literatură, se numește Cate și Hipopotan, o piesă de teatru contemporan, cu o montare foarte interesantă, zic eu, de avantgardă, care va aduce tinerii, pe asta mizez, de a aduce tineri în sala de spectacol prin acest șoc vizual pe care îl va fi pe scenă. Nu vreau să vă dau foarte multe detalii, dar va fi într-o zonă foarte interesantă, în zona teatrului făcut de Sibiu, chiar, în zona domnului Afrim, pe care tu îl cunoști cu siguranță. Deci un pic surrealist. Da, poate hiperrealist, poate mai mult, poate hiperrealist. Urmează două spectacole de copii care
poate vor fi făcute în același timp. Unul este vorba despre Ileana Cosânzeana și un zmeu cel mofturos în regia domnului Mariu Solteanu. Un spectacol. Deci Musa, ăla Musai trebuie să-l vede. Și este la da, vreau să-l văd. Să ăla Musai trebuie să-l văd. De ce? N-am mai văzut un teatru de copii de cam de mult. Da, noi am avut tot timpul. O să-ți trimit o invitație. Da. Așa? La copii va fi și Cenușăreasa de frații Grimm. În viitor se pregătește și Crăiasa Zăpezii. Deci avem, nu știu când le vom face pe toate, dar probabil vom lucra în paralel în două săli diferite. Vor fi montări în același timp ca să putem să ne înscriem în ce le-am promis primăriilor, că le-am oferit primăriilor, cel puțin primăria Orăștieu, care am deschis discuția cu domnul viceprimar, de acolo că le oferim două spectacole pe lună. Unul de copii și unul de adulți. Cam asta e puterea de absorție. Același lucru ofer ea 5-a sau 6-a oare când spun într-o emisiune TV și către Hunedoara, poate poate fi, aude domnul Orion. Da, poate aude și... Noi bai, uite, că da. Poate o să am o emisiune când propun să fac o emisiune cu Hunedoara. Da, bun. Deci cam asta am spus mai mult de 5. Cam asta e agenda pe anul viitor. Mai am vreo jumătate de minut. Domnul Ardelean, când mai veniți, că tare, îi dor de o emisiune pe politică undeva săptămâna viitoare, facem una și pe politică? Da, săptămâna viitoare începem să facem și puțină politică. Acum am fost friendly, moderator friendly, că vorbim de cultură și de teatru, știți? Vrut să amestecăm lucrurile, pentru că nu-mi place să fie amestecate. Deci aș vrea și eu să transmit spectatorilor care urmăresc emisiunile dumneavoastră, pentru că se apropie sărbătorile, să aibă sărbători fericite, pace în suflet, liniște sufletească, să fie... să gândească pozitiv că va fi bine. Sunt convins de lucrul ăsta. Deci, și după Colinde ne trecem în 16 ianuarie. Natasha Baicehov. Natasha Baicehov, un spectacol din punctul meu de vedere special. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru informații și abia aștept... emisiunile politice. Nu, aia e o așteptare care se va împlini, v-am spus, săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, niciun fel de problemă. Da, okay. Aici, la punctul de vedere... Păi și acolo cu teatru un pic, acolo, nu la politică, nu? În mai nu, mare acolo sau mai mică măsură. Acolo e cu replici mai directe, în sfârșit. Mulțumesc oricum încă o dată, stimați telespectatori. Se apropie weekendul, noi ne revedem luni în direct, ca de obicei, dar nu uitați că pe final de săptămână, adică sâmbătă, avem cuvinte cu rost și avem vorba poveștii, nu uitați de vorba poveștii, în care luăm știrile, le tocăm mărunt și vi le servim explicate. Nu uitați că pe weekendul acesta o să avem mai multe evenimente organizate de Episcopia de Vești și Hunedoara. Mâine simpozion de la ora 17 la Inspectoratul Școlar Județean, Pătimire și Pătimitori în închisorile comuniste, Corala Armonia și Filarmonica de la Cluj sâmbătă respectiv duminică. Spectacol. Ne revedem așadar luni. Acum vine Andrei Sora cu Stele și Destin. Nu uitați, vă rog frumos, România nu e a lor, e a noastră. Emisiune realizată cu sprijinul EcoCraft Best.